Și campania prezidențială, Partidul Acțiune și Solidaritate a propus instalarea camerelor de luat vederi în incinta secțiilor de votare și iată astăzi se propune modificarea legislației pentru ca în incinta fiecărei secții de votare să fie camere de luat vederi în așa fel încât cetățenii, inclusiv din localitatea în care au votat, să poată online supraveghea cum decurge procedura de votare. Desigur că camerele trebuie să fie instalate în așa fel încât să nu afecteze secretul votului. În rest, să avem posibilitatea. Considerăm că aceasta va disciplina și pe însuși alegători, pe însuși membrii comisiilor de votare și va veni cu încredere a cetățenilor în procesul de votare, că el este unul corect și transparent.